Membrii mai multor organizații non-guvernamentale îi cer Mitropoliei Moldovei să implice pe tineri cât mai des în acțiunile sale. Acest subiect a fost discutat în cadrul unei mese rotunde la care au participat fețe bisericești. Cei prezenți au vorbit despre necesitatea educației creștine în rândul tinerilor. Președintele Federației Voievod, Nicolae Pascaru, a declarat că reprezentanții Mitropoliei au acceptat propunerile și au fost de acord să organizeze proiecte împreună cu tinerii.